Între timp s-au deschis ușile în Casa Mireasa, așa cum vă spuneam, pe parcursul capriciilor se vor deschide și așa s-a întâmplat. Pe Ionela și pe Robert i-am văzut afară pe terasă, stând de vorbă. Cred că a fost primul cuplu pe care i-am văzut împreună după ce s-au deschis ușile. Mai apoi i-am văzut și pe Laura și pe Mihai, însă Laura este în continuare extrem de tristă, de absentă în această relație. Mai tot timpul cu capul plecat, supărată, îngândurată. Mihai stă lângă ea ca și cum nici nu ar fi acolo. Ea își făcea unghiile, nu știu, își tăia cu unghiera ceva de pe la unghii. Și discuțiile lor sunt așa, foarte platonice, foarte plictisitoare. Vă spun sincer că nu o văd deloc fericită pe Laura, așa cum v-ați fi așteptat sau cum era când a intrat în casă, știți? Foarte schimbată, cu fața aceea luminoasă, zâmbitoare. Acum e extrem, extrem de diferită. Pe Diana o vedeam stând de vorbă cu Isabel afară pe terasă. Nu am mai văzut-o interacționând, cel puțin până la momentul de față, cu Cristi. Ați văzut că nu prea i-a plăcut atitudinea lui de zilele trecute. De asemenea, pe Alexia și Alexandru i-am văzut împreună în livingul fetelor, acolo unde se aflau și mamele și câțiva concurenți.